A sosit vremea bilanțului anual și pentru poliția locală roșioreană, care a încheiat anul 2014 cu rezultate mult mai bune decât în anii anteriori, iar o contribuție importantă au avut-o și dotările de care a beneficiat. Noul sistem de monitorizare video, colaborarea cu alte instituții publice locale și județene a sporit eficiența activităților poliției locale în municipiul Roșiorii de Vede. Fluidizarea și siguranța traficului rutier în zonele aglomerate, ordinea și liniștea publică, controlul comercial, disciplina în construcții, protecția mediului sunt câteva din domeniile în care polițiștii locali au competențe. În ceea ce privește activitatea poliției locale a municipiului Roșiori de Vede pe 2014, pot să vă fac o informare pe fiecare domeniu de activitate care îl desfășoară poliția locală. În ceea ce privește liniștea și ordinea publică, s-au acționat pentru prevenirea producerilor evenimente negative în imediată apropiere a unităților școlare gimnaziale Zaharia Stancu și școala Dan Berindei din municipiul Roșiori de Vede. S-a colaborat cu directorii unităților școlare respectiv pentru asigurarea unui climat de siguranță în rândul elevilor, răspunzând operativ la solicitările acestora în cazul producerii unor evenimente din incinta sau în perimetrul unităților școlare. Totodată s-a asigurat permanent siguranța elevilor pe transportul școlar de la și către unitățile de învățământ. Pe toată perioada anului trecut nu s-au înregistrat evenimente deosebite. S-a supravegheat și se asigură ordinea liniștea publică la Spitalul Municipal Caritas al municipiului Roșiori de Vede. Zilnic au fost întreprinse acțiuni pentru combaterea comerțului stradal neautorizat. S-au aplicat 550 de sancțiuni contravenționale, din care 99 au fost cu avertisment, iar 451 cu amendă în valoare totală de 820.850 lei aplicate în toate aceste domenii care vi le-am prezentat. Ca îmbunătățirea activității pe 2014, pot să vă spun că am reușit să realizăm un program de monitorizare și să-l și realizăm a tuturor parcurilor din municipiul Roșiori de Vede, precum și a zonei centrale, investiții care ne ușurează foarte mult munca pentru depistarea celor ce încearcă să încalce legea sau să distrugă bunurile de pe domeniul public. Începând cu activitatea preventivă și completând cu intervențiile active, poliția locală s-a dovedit a fi în ultimul an o componentă importantă a sistemului de asigurare și menținerea ordinii și liniștii publice în municipiul Roșiorii de Vede. În anul 2014, polițiștii locali roșioreni au aplicat sancțiuni în valoare de aproximativ 2 miliarde lei vechi, bani ce ajung în bugetul local.